Prin experiența pe care aveți și poziția pe care aveți acum, aveți o perspectivă diferită, aș spune, asupra unor probleme care apar constant în spațiu public în România și cred că este un bun moment să încercăm să lămurim câteva dintre aceste lucruri. Prima întrebare este, de ce credeți că ați devenit inamicul public numărul 1 al domnului Liviu Dragnea? Și cum vedeți acest lucru în contextul evoluției relației pe care ați avut-o cu domnul Dragnea? Ați avut o relație de prietenie, de colaborare? Asta este un lucru care cred că trebuie clarificat. A doua întrebare este foarte mult legată de rolul pe care îl aveți acum. Din perspectiva pe care o aveți de ambasador în Statele Unite, de cunoscător, sperăm, al realităților politice din Statele Unite, în ce măsură, cum credeți că ar trebui tratat subiectul menținerii corupției ca una dintre amenințările la siguranța națională? Și cum credeți că partenerii noștri americani ar vedea o modificare a acestei abordări? Iar ultima întrebare este legată de trecut, dar cred că trebuie pusă. Care a fost relația între SRI și Sebastian Ghiță? Și dacă ați califica pe acest domn ca un prieten sau un colaborator sau, nu știu, un om de influență pentru instituție. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Eu nu-mi permit să mă raportez la întrebările pe care le pun colegii mei senatori, dar vreau să vă spun că trebuie să ne concentrăm efectiv pe activitatea domniei sale pentru care am fost invitat și eu n-am făcut apel la aceste lucruri pentru că suntem la Comisia de Politică Externă și ne cunoaștem între noi cu oameni cu maturitate politică. Acum, domnul ambasador, puteți să răspundeți, puteți să nu răspundeți, pentru că pe noi nu ne interesează activitatea noastră de fost șef al unui serviciu de informații timp de 10 ani. Nu e o comisia unde se audiază în legătură cu această activitate. E altă discuție, nu avem nicio legătură cu acest lucru. Ne interesează efectiv ceea ce ține de competența și atribuțiile comisiei noastre. Și rog insistent pe colegii mei să pună întrebările care, sigur, poate să ne îmbrace, cum doresc domnile lor, dar nu întrebăm iarăși cu neamuri, cu nu știu ce. Vă rog. În ceea ce privește prima întrebare, nu înțeleg de ce aș fi inamicul public numărul 1 și are legătură totuși cu activitatea de aici, că s-au făcut de ambasador, s-au făcut afirmații repetate că aș face jocuri politice, că aș avea întâlniri, neg categoric acest lucru, nu am avut întâlniri politice, nu mă interesează acest aspect. Singurul lucru care mă interesează în legătură cu evoluțiile de politică internă din România este cursul acesta important legat de aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ca direcție existențială a exprimării noastre externe și acest curs să fie menținut, ceea ce este cazul, așa cum se desprind din aceste evoluții. În ceea ce privește întrebarea legată de corupție, am menținut un discurs pe care repet aici în dialogul cu Departamentul de Stat. România a făcut progrese imense, România poate fi evidențiată în sens pozitiv. România nu este mai prejos de alte state din Europa Centrală și chiar din Uniunea Europeană în legătură cu aceste progrese. Este un lucru important să dialogăm permanent cu prietenii noștri americani și chiar în anumite momente mai sensibile să le spunem și noi punctul nostru de vedere apăsat și să ascultăm civilizat și punctul lor de vedere în legătură cu anumite evoluții pe acest plan.